plecăciune adânci, lacrime de dor, mulțumim părinților pentru căldura sufletului lor. Mulțumim părinților, cu dragostea ta, mamă, mamă, m-ai crescut, mâna îți sărut. De câte ori ai plâns, tată, nu am văzut, dar sfatul ți-l ascult. Bună ziua, stimată familia! Noi suntem de la compania Surprize de Vis și astăzi am venit cu o felicitare pentru dumneavoastră. Bănuiți, de la cine este? Nu știu, așa emoții. Avem copii, avem fete, avem băieți. 4 copii, 8 nepoțeni. Poate de la Liuda, Jinerle, Igor, nu? Veți vedea în cele ce urmează. Noi vrem să vă dărim acest buchet de flori, dat fiind faptul că peste două zile sărbătoriți ziua dumneavoastră. Vă dărim multă sănătate și bucurii de la copii. Mulțumesc mult! Pentru domnul George. Mulțumesc mult! Un coș cu fructe. Mulțumesc. Și un spuman. Mulțumesc. Să trăiți și să audiați următoarea felicitare. Anii trec și așa mereu vor trece, dar nimic nu este înzătat. Fiecare clipă o petrecem rupând filele ușor din calendar. Când ajungi încet la o etate, viața îți amintești cum a trecut. Are totul mare însemnătate, chiar de nu-i așa cum tu ai vrut. Cea mai mare realizare a vieții sunt copiii buni și iubitori. Bucuria o înmulțesc nepoții, ce sunt harnici, bravi și silitori. Și prietenii ce au rămas o mână, dar mereu la bine și la rău. O urare astăzi vin să-ți spună, să te aibă în pază Dumnezeu. Să fii sănătos și plin de viață, orice zi trăită cu dulceață. Sănătate multă și noroc, tu ai sufletul blând și curat. Să trăiești cât mai multe zile și să fii cu inima împăcată. La mulți ani cu sănătate! Cu drag din fața copiilor din Marea Britanie și Italia. Mulțumim mult! Vreau să mulțumesc la toți copiii de peste hotare, în deosebi lui Andrei, lui Irina, Ludmila, Igor, nepoțelul Cătălin și nepoțelul Matei. Îi așteptăm cu drag acasă. Vă mulțumim din suflet. Tare mult ne lipsăți. Și îngerii se roagă pentru ei, pentru părinții mei, părinții mei. Al meu suflet când plânge știu doar ei, părinții.